Bună ziua! Cred că suntem live. Salut, Laurent! Te salut! Și vă salut pe toți! Mulțumesc că ai acceptat această invitație să vii cu noi în escapada noastră, vacanța noastră virtuală, oferită tuturor eroinilor de acasă, de către Savoy Hotel, în această perioadă cu totul și cu totul altfel decât știam noi că poate să fie. Cu mare drag și vă mulțumesc pentru invitație. Am să fac o mică introducere, nu cred că e cazul. Laurent este fondatorul și CEO Uprisers.ro și unul dintre cei mai apreciați experți în creșterea accelerată a firmelor din România. Dar las pe el să ne spună mai multe. Despre mine sau despre ce? Să intrăm în direct în subiect? Și astăzi vom vorbi despre cum să supraviețuim și să prosperăm financiar. Sunt sigur că Laura ne va da niște tips and tricks în condițiile actuale, ce ar trebui să facem cel mai bine acum. Bun, păi hai să vorbim un pic despre ce se întâmplă în acest moment în lume, ca să înțelegem un pic pentru ce ar trebui să ne pregătim în perioada următoare. Să înțelegem un pic contextul la nivel mondial, să înțelegem un pic economia, dar într-o manieră cât se poate de simplă, pentru că indiferent că suntem antreprenori, angajați, freelanceri, șomeri, trebuie să înțelegem un pic contextul la nivel economic. Da, ne-am uitat foarte atent în ultima perioadă la ce se întâmplă din punct de vedere al sănătății, da? Și fiecare dintre noi am încercat să căutăm surse de informare despre virusul care ne afectează activitatea. Dar trebuie să înțelegem și economic ce se întâmplă în lume, în așa fel încât să putem să luăm decizii cât mai bune pentru viața noastră financiară, fie că vorbim de business-ul nostru sau de cariera noastră sau pur și simplu ca și indivizi. Însă înainte să dau câteva cifre legate de ce se întâmplă în acest moment la nivel mondial, aș vrea să vă transmit un principiu care e un principiu care pe mine m-a ajutat enorm de mult în afacerea mea și în cariera mea, dar în același timp e un principiu care în această perioadă parcă se accentuează și mai mult decât în alte perioade. Este vorba despre un concept care se numește linia vieții. E un concept pe care l-am predat de mai multe ori în diferite cursuri, care spune că în viață există o linie și noi putem să fim peste linie sau sub linie. Și sub linie sunt trei categorii în care ne putem afla. Prima categorie este atunci când găsim scuze pentru lucrurile care nu merg bine în viața noastră. Și suntem destul de buni la a găsi scuze. Cred că nu avem nevoie de mai mult de 5 secunde să găsim o scuză pentru orice. A doua categorie este partea de vinovați, atunci când dăm vina pe alții pentru lucrurile care nu merg bine în viața noastră. Și aici, evident, în perioada aceasta, cel mai mare vinovat pentru ce se întâmplă este virusul, sau guvernul, sau angajații, sau concurenții, sau Bill Gates. Și așa mai departe. Adică cădem în această capcană de a căuta vinovați în loc de a căuta soluții și asta nu ne face nimic altceva decât să pierdem vremea și energia degeaba pe lucruri care oricum nu ne ajută niciun fel. Și a treia categorie este negația. Este acolo unde suntem într-o zonă de eu nu pot să ies din situația asta, eu nu o să reușesc să mă descurc, nu o să meargă lucrurile, adică într-o zonă de negație completă. Și asta este tot sub linie. Peste linie sunt două categorii, responsabilitatea și proprietatea. Este acea zonă în care ne spune ok, contextul care este ceea ce este, nu-mi place, dar trebuie să fac ceva pentru că nu pot să stau și să mă uit pe pereți și să caut inovații pentru că oricum nu o să mă ajute la nimic. Și atunci intrăm într-o zonă de asumare de responsabilitate. Și ne punem întrebarea ce pot să fac acum cu ceea ce știu și cu ceea ce am în contextul care mi-a fost pus la dispoziție în acest moment. Și acesta este mentalitatea cu care aș vrea să plecăm în discuția de astăzi, să avem tot timpul în mintea noastră această preocupare de a nu fi sub linie, de acest gând de a nu fi în această zonă de cine-i de vină pentru ce se întâmplă, hotelurile sunt de vină, industria de turism îi de vină, clienții, turiștii îi de vină, adică e pur și simplu neproductiv să petrecem timp în această zonă și să căutăm soluții pentru situația în care suntem. Bun, plecând cu acest gând, cu acest principiu în minte, aș vrea să dau câteva cifre legate de dimensiunea crizei economice care
a început sau o să urmeze după pandemia COVID. O să vă dau câteva cifre din Statele Unite și câteva cifre din China și vă rog frumos să le luați ca și cifre, nu ca și, nu știu, să încercăm să fim super pesimiști sau ce-o fi, ci pur și simplu să uităm la cifre ca să știm ce se întâmplă. În Statele Unite, americanii măsoară șomajul la săptămână. Au un sistem interesant de a măsura în fiecare săptămână câți oameni depun actele pentru șomaj. Cea mai proastă săptămână din istoria Americii a fost în 1982, când în jur de 670.000, aproape 680.000 de persoane au cerut șomajul într-o singură săptămână. A fost o criză destul de mare în America în perioada respectivă. Și a doua cea mai proastă săptămână din istoria lor a fost în 2008, criza din 2008, pe care o știm cu toții probabil, când au fost în jur de 650.000 de persoane care au cerut șomajul într-o singură săptămână. Să punem asta în comparație cu ce s-a întâmplat în luna martie 2020, adică în urma cu câteva săptămâni, pe data de 21, săptămâna care se trăia pe 21 martie, statisticile în Statele Unite a fost de 3,3 milioane de oameni care au intrat în șomaj. Săptămâna următoare, 28 martie, 6,6 milioane și în următoarele două săptămâni, practic pe o perioadă de o lună de zile, 24 de milioane de persoane au intrat în șomaj în America. Ca să înțelegem un pic contextul acestei situații, între 2009 și 2019, deci în 10 ani de creștere economică, America a reușit să creeze 20 de milioane de locuri de muncă noi, locuri care s-au pierdut într-o săptămână, plus încă 4 milioane de șomeri. Deci, practic, toată creșterea la nivel de locuri de muncă, făcută cu mult efort și multe investiții în 10 ani de zile, au dispărut într-o săptămână. Un alt lucru interesant, Donald Trump, poate că unii au o părere proastă despre el ca și președinte, nu putem să uităm că el este antreprenor la bază și a luat o decizie interesantă, a interzis vizele și green card-urile pentru străini în perioada aceasta. De ce? Pentru că înțelege că urmează o perioadă foarte grea din punct de vedere al șomajului și vrea să protejeze locurile de muncă din America. Și asta ne dă din nou un semnal cam cum văd ei lucrurile în ceea ce privește economia. Și o altă informație destul de recentă de săptămâna asta, tot din America, unde Warren Buffett, unul dintre cei mai mari investitori din toate timpurile, un om care practic și-a construit averea și este în top 10 cei mai bogați oameni, doar din investiții, da? Deci toată averea lui este doar din investiții, putem să considerăm că este probabil cel mai bun investitor din toate timpurile recente, a vândut toate acțiunile pe care le deținea firma lui la toate companiile aeriene din America, Delta Airline, American Airlines, Southwest, așa mai departe. Practic, și nu vorbim de o acțiune sau câteva acțiuni, ci vorbim de 10%, 12%, 9% și 8% în aceste companii. Deci, sume considerabile. Ba mai mult, firma lui a înregistrat cea mai mare pierdere din istoria firmei, de 50 de miliarde de dolari pierdere datorită scăderii pe bursă, evident, acțiunilor pe care le deține. Deci cam asta este dimensiunea în America. China, câteva informații. Cifrele pe care le avem din China și trebuie să spun în paranteză că niciodată nu știm dacă acele cifre sunt reale sau nu, pentru că ei încearcă să prezinte lucrurile de obicei mai optimist decât este în realitate. Deci am putea să plecăm de la premisa că cifrele pe care o să vi le prezint sunt mai nașpa, mai rele în realitate decât sunt ele prezentate. Există o categorie de angajați în China care se numesc navetiștii. Sunt oamenii care fac naveta de la țară la oraș în fiecare zi să lucreze într-o fabrică. Sunt 175 de milioane de persoane în China care fac acest lucru în fiecare zi, din care 30% dintre ei în 2 luni de zile și-au pierdut locul de muncă. Vorbim de 52 de milioane de persoane. Previziunea internațională asupra Chinei și asupra șomajului din China era de 20 de milioane de persoane până în sfârșitul anului. Iar acum, în 2 luni de zile, avem 52 de milioane de persoane doar în 2 luni de zile într-un singur segment, navetiștii. Deci vedem și aici impactul. Alte cifre din China. 500.000 de firme au fost închise. PIB-ul Chinei a scăzut cu 6,8%, cea mai mare scădere din 1960, când a fost practic revoluția culturală în China. Regiunea Hubei, regiunea de unde a pornit COVID-ul,
a scăzut nu cu 6,8%, ci cu 40%. Deci o scădere foarte mare. De ce? A fost mai mult timp închisă zona respectivă. Alte statistici din Europa și din lume. 65% dintre hotelierii din Grecia au declarat că este probabil sau foarte probabil să falimenteze dacă se continuă pandemia aceasta. Hotelurile din Spania s-ar putea să fie închise până în toamnă. 12% din PIB-ul Spaniei este din turism și 13% din toți angajații din Spania sunt în industria de turism. Disney trimite în concediu fără plată jumătate dintre angajații. Nu știu dacă aveți idee ce înseamnă asta, dar jumătate dintre angajații de la Disney înseamnă 100.000 de persoane. 100.000 de persoane. Și multe, multe alte statistici pe care am putea să le enumărăm aici, care ne pun o întrebare foarte serioasă, cât de mare o să fie criza asta care ne așteaptă. Câteva cifre din România. De fapt, hai să vă mai dau încă o previziune făcută de către Fondul Monetar Internațional pentru PIB-ul mondial și pentru câteva PIB-uri din Europa. PIB-ul mondial se așteaptă să scadă cu 3,3%. Ca să punem și asta în context, scăderea în 2008 a fost de 0,1% și știți cât de mare a fost și criza respectivă. În acest moment vorbim de o scădere mult mai mare previzionată, evident. Italia este previzionat să scadă PIB-ul cu 9,1% și Spania cu 8%, ceea ce sunt sume colosale. În România, probabil că o să fie undeva la 5-6%, dar depinde foarte mult și cum o să se miște în perioada asta guvernul. Deci, e o perioadă provocatoare, o perioadă cu siguranță cu multe semne de întrebare. Eu mă bucur, de exemplu, de inițiativa pe care o aveți voi, fiind un hotel care în această perioadă practic trebuie să stea închisă aproape, pentru că pe lângă faptul că sunteți într-o zonă sezonieră, suntem și în această perioadă în care nu putem să călătorim practic, să putem să mergem la hotel și probabil că o să mai fie persoane care o să le fie frică să călătorească în perioada imediat următoare. Dar aici cu siguranță că sunt măsuri pe care le pot lua firmele în așa fel, hotelurile în așa fel încât să le garanteze și sănătatea și toate celelalte lucruri la care se așteaptă oamenii. De ce v-am dat aceste cifre? Este să înțelegem un pic contextul în care trăim, să înțelegem un pic cam ce poate să urmeze. Trebuie să mai știm că în România sunt în jur de 900.000 de persoane în șomaș tehnic, în jur de 300.000 de persoane care au fost concediate și avem în jur de 1.300.000 de persoane care s-au întors din străinătate pentru că, 1, au rămas fără loc de muncă, 2, au fost puși în concediu fără plată, 3, se simțeau mai în siguranță să vină aici să stea la casa lor, la țară, poate decât în țările în care trăiesc. Asta înseamnă că în perioada următoare, pe lângă șomajul care există la nivel național, mai avem și un influx mare de oameni români întorși din străinătate care vor căuta un loc de muncă. Toate acestea suprapuse cu ce? Cu falimente în economie, adică firme care o să falimenteze, oameni care o să mai intre în șomaj și așa mai departe. Deci cam acesta este contextul și e important să înțelegem contextul ca să putem să realizăm cum ieșim din situația asta și să putem să supraviețuim și să prosperăm din punct de vedere financiar. Și evident, dacă aveți întrebări în timpul prezentării mele, puteți să scrieți, să comentați la acest live și cu mare drag răspundem și la întrebările pe care le aveți. Bun, ce facem ca să supraviețuim și să ieșim, să prosperăm și să ieșim cu bine în această situație? Aș vrea să vă dau 3 etape care le consider importante și aș vrea să facem o analogie între majoritatea dintre noi conducem, avem carnet de conducere și știți foarte bine că la început când am învățat să conducem, eram foarte stresați să fim atenți la toate lucrurile. Când schimbam viteza, trebuia să ne gândim, acum în față trebuie să trag în spate, dar trebuie să trag un pic spre dreapta, trebuie să apeși pe ambreiaj, în același timp trebuie să ridic piciorul de pe accelerație. Deci era o gândire asta, gândeam fiecare mișcare. După un timp, aceste lucruri devin mecanice și le facem pur și simplu fără să ne dăm seama. Putem să povestim cu alții în mașină, putem să fim concentrați la șosea și să schimbăm viteza fără să ne dăm seama că am schimbat viteza. Deci devine o chestie mecanică. Ce se întâmplă cu majoritatea șoferilor când merg cu mașina și intră într-o curbă cu viteză mai mare decât trebuia, se întâmplă o chestie mecanică în 3 trepte, 3 lucruri care fac șoferii într-o astfel de situație.
primul lucru în mod instinctiv este să frâneze ca să reducă viteza. Al doilea lucru este să ajusteze volanul în funcție de cât de mare e curva ca să nu iasă de pe șosea. Și al treilea lucru este să accelereze ca să poată să iasă cu bine din curbă, pentru că știți foarte bine, în special dacă, de exemplu, alunecă șoseaua, cel mai bun lucru pe care poți să-l faci într-o astfel de situație este să accelerezi, nu să frânezi, pentru că frânarea duce la derapaj, accelerarea redresează mașina și o scoate din curbă cu bine. Ce putem să învățăm din aceste trei mișcări mecanice pe care le facem în șofat și cum am putea să le ducem în viața noastră personală? Păi frânatul ce înseamnă? Frânat din punct de vedere personal și financiar în această perioadă înseamnă reducere de costuri. Și asta este un lucru care trebuie să facem, fie că vorbim de firmele noastre, fie că vorbim de persoanele individuale, să ne uităm un pic la costurile noastre. Din păcate, majoritatea oamenilor din România nu sunt atente la costurile pe care le au. Nu-și notează, n-au o aplicație în care să noteze pe ce dau bani. Multe persoane se trezesc că la sfârșitul lunii nu mai au bani, dar dacă îi întreb pe ce s-a dus banii, n-ar ști să răspundă, pentru că ei știu doar că se duc banii, dar nu știu exact pe ce. Și atunci, asta este un moment în care ar fi foarte indicat să fii atent la costurile pe care le ai, pe ce dai banii, poate chiar să faci niște bugete. Uite, în ultimele luni de zile am cheltuit X% din venitul nostru pe mâncare, X% pe concedii. Eu, de exemplu, cu soția mea avem un sistem, și o să vi-l recomand și vouă, de pușculițe, în care, la sfârșitul lunii, când încasăm banii pe care îi câștigăm în luna respectivă, luăm toți banii respectivi și împărțim în 6 pușculițe diferite, 6 bugete. În cazul nostru este vorba despre 6 conturi bancare reale, adică avem 6 conturi bancare, intră banii în contul curent și de acolo împărțim în 6 conturi diferite. Aceste conturi sunt împărțite, sau pușculițe sunt împărțite în felul următor. 10% din tot ceea ce câștigăm se duce către venitul nostru pasiv, adică către economii. Este un cont în care punem 10% din tot ceea ce câștigăm în fiecare lună și devine contul nostru de economii, iar în momentul în care se adună o sumă mai mare de bani în contul respectiv, luăm banii de acolo și investim într-un asset, în ceva care să ne genereze venit pasiv. Ar putea să fie avansul pentru un apartament sau plată unui apartament integral sau un imobil în general. Ar putea să fie investiții pe bursă, ar putea să fie diferite investiții care ne generează venit pasiv. Da? Deci luăm banii din contul respectiv doar în cazul în care putem să investim în ceva care să ne genereze venit fără să trebuiască să muncim sau fără să trebuiască să muncim foarte mult. A doua pușculiță, tot 10% sau al doilea cont, se duce către economii pe termen scurt. Dacă vrem să mergem într-un concediu mai scump, dacă vrem să cumpărăm o mașină, dacă vrem să cumpărăm o dronă, dacă vrem să ne cumpărăm un telefon. Deci când avem cheltuieli un pic mai mari, din contul respectiv luăm bani. Și de asta 10% din tot ceea ce câștigăm punem în contul respectiv de economii pe termen scurt. Al treilea cont este 55%, sunt necesitățile. Mâncare, chirie sau rată, electricitate, telefon, internet, îmbrăcăminte. Toate lucrurile de care avem nevoie, vă rog, țineți minte cuvântul nevoie, ca să trăim. Da? Deci nu fițe, nu haine, nu știu cum, ci necesitate. 55% din ceea ce câștigăm se duce către necesități. Dacă ajungi să câștigi sume foarte mari de bani și simți că 55% este mult pentru necesități, super, redu la 30%, la 40%, cât o fi, și restul pui în primul cont. Când la 10% nu mai este 10%, devine 20, 30 sau 40%, fără nicio problemă. Al patrulea cont este 10% din tot ceea ce câștigăm se duce către educație. Cumpărăm cărți, cumpărăm cursuri, plătim psihologi, plătim consultanți. Practic, investim în educația noastră. Atenție, nu în educația copiilor noștri, în educația noastră. De ce? Pentru că dacă ne creștem capacitatea de învățare și învățăm mai mult, noi ca și indivizi, eu și cu soția în cazul nostru, în familia noastră, ne creștem capacitatea de venit. Da? Deci capacitatea de învățare este egal capacitatea de venit. Cu cât învăț mai mult și reușesc să aplic ceea ce învăț, cu atât am șanse mai mari să câștig mai mult. Și atunci transformăm bugetul acesta de educație într-o unealtă care să ne crească capacitatea noastră de venit, în așa fel încât luna viitoare, anul viitor, să câștigăm mai mult, mai mult, mai mult, în așa fel încât să putem să împărțim mai mult în aceste conturi. Următorul cont este 10% către donații. Din tot ceea ce câștigăm, 10% donăm către diferite cauze, către ONG-uri, către biserică, către fiecare, către ce vrea.
și 5% pentru distracție, ultimul cont, distracție. Adică 5% din tot ce câștigăm, spargem. Ei, noi în timp am dezvoltat de la sistemul ăsta de 6 pușculițe, 6 conturi, am trecut la 7, pentru că ne place foarte mult să călătorim și atunci avem un cont doar pentru concedii. Da, deci în loc de 6 conturi în care împărțim banii noștri, noi împărțim în 7 conturi și avem un cont special pentru călătorii. Cont care în perioada asta s-a umplut foarte mult pentru că nu prea putem să călătorim. Dar partea bună este că banii sunt acolo și în momentul în care o să putem să facem acest lucru, avem buget pentru acest lucru. Practic e un lucru care este în valorile noastre, ne place foarte mult și am decis să dedicăm o sumă de bani pentru asta. Ei, ce se întâmplă în momentul în care gestionezi bani în felul acesta este că e foarte greu să ajungi în situația în care să nu mai ai bani să trăiești luna viitoare. De ce? Pentru că în pușculița respectivă de 10%, noi facem asta de vreo 6-7 ani de zile cu soția, în pușculița respectivă de 10% care se duce către economii, înainte să investești în venituri pasive, primul lucru care trebuie să-l faci este să-ți faci un backup financiar. Ce înseamnă un backup financiar? Înseamnă să-ți calculezi care sunt cheltuielile pe care le ai în medie într-o lună, să mulțești cu 6 sau 9 și să iei suma respectivă și să o depui într-un cont de economii la bancă. Adică dacă eu cheltuiesc împreună cu familia mea 5.000 de lei pe lună, o să iau 5.000 ori 6 sau ori 9, depinde pe ce perioadă de timp vrei să ai backup-ul, și dacă îmi dă 5 ori 6, 30, 30.000 de lei. Ăia 10% pe care îi pun în contul de economii, când am ajuns la 30 de lei, scot de acolo banii și îi pun într-un depozit bancar cu dobândă, dacă se poate mai mare decât inflația, și îi țin acolo și nu mă ating de banii respectivi sub nicio formă, decât în cazuri extreme. Rămân fără loc de muncă, îmi pierd business-ul, se duc toate sursele de venit din familie și trebuie să trăim. Și cel puțin 6 luni de zile putem să trăim cu aceleași cheltuieli fără să intre niciun leu în familia noastră. Asta înseamnă că acel backup de 6 luni, 9 luni, un an de zile, depinde pe ce perioadă vrei să ai, îți dă o siguranță foarte și o liniște foarte mare în perioadă de genul acesta în care venitul nostru poate să scadă pentru că suntem în șomaș tehnic, pentru că am rămas fără loc de muncă, pentru că afacerea mai produce bani, pentru că sunt multe motive în această perioadă. Și asta îți dă stabilitate financiară, te ajută să iei decizii înțelepte, nu te duce într-o zonă de decizii emoționale, care practic ești presionat de faptul că nu mai ai bani și trebuie să decizi foarte repede ce să faci sau să accepti un loc de muncă care nu este suficient de bine plătit doar pentru că ai nevoie de bani și așa mai departe. Iar în momentul în care gestionezi lucrurile în acest fel, e foarte ușor să îți faci o imagine asupra costurilor tale, asupra stilului tău de viață. Și cum spuneam, primul pas este frânatul, este să vedem unde putem să scădem. Ce am făcut noi cu familia noastră, din fericire nu în perioada asta, pentru că firma mea și veniturile mele nu au fost afectate în această perioadă pentru că avem un business online, dar am avut o situație destul de critică în trecut cu firma, în care firma nu mergea foarte bine, veniturile mele s-au dus la zero, în sensul că am decis să plătesc angajații mei și să nu iau eu niciun leu din firmă și s-a dus la câteva luni de zile să n-am niciun venit în familie. Și atunci am vorbit cu soția și am rugat-o pe ea, ea se ocupă de partea financiară la noi în căsnicie, am rugat-o să facă 3 scenarii. Care este minimum de venit de care avem nevoie noi ca și familie ca să trăim decent? Da? Deci nu cu fițe, nu cu lux, să trăim. Adică să fie ok, să putem să mâncăm, să putem să trimitem fetița la o școală, nu cea mai bună școală, dar la școală. Care e minimum? După care am rugat-o să-mi fac un scenariu de care este venitul bun. Dacă am venitul ăsta, trăim bine. Și am rugat-o să fac un scenariu de venit ideal, adică dacă am câștigat suma asta ar fi super tare. Și soția a făcut 3 scenarii diferite și mi-a spus, pentru venitul minim avem nevoie de suma asta, pentru venitul ok avem nevoie de suma asta, pentru venitul ideal avem nevoie de suma asta. Și am luat sumele respective și am zis, ok, cum împărțim în pușculițele aceste venituri, în acele pușculițe pe care le avem? Cât putem să punem pentru economii? Cât o să avem pentru necesități? O să mai avem bani pentru concedii sau nu? O să avem bani pentru asta? O să avem pentru asta? Și am făcut scenarii. Și ăsta este un lucru pe care vreau să-l faceți în această perioadă. Faceți-vă scenarii. Ce se întâmplă dacă unul dintre voi, dintre soț-soție, rămâne fără loc de muncă? Ce se întâmplă dacă amândoi rămâneți? Ce se întâmplă dacă vi se reduce doar? Ce se întâmplă dacă nu se reduce? Ce se întâmplă dacă crește? Faceți scenarii. Ca să știți, să nu luați decizii pripite, rapid, în fața situațiilor care apar în viața voastră.
scenariile vă ajută să previzionați anumite, să luați decizii mai ușor la anumite situații care se vor întâmpla probabil în viitor. Ok? Și asta este un lucru foarte important și asta încă vorbim despre deja despre pasul 2. Da? Deci primul pas a fost frânare, al doilea pas reajustăm volanul, care înseamnă scenarii și un alt lucru pe care poți să-l faci în acest... De fapt, încă două lucruri care le poți face la reajustare este să-ți pui întrebarea în această perioadă. În ce fel de abilități ar trebui să investești? Ce fel de noi abilități ai putea să dobândești în această perioadă în așa fel încât să te ajute acum, dar să te ajute și în perioada care urmează, în economia care urmează? Sunt abilități care sunt recunoscute și statistic vorbind sunt denumite cele mai importante abilități pentru a avea succes în viață, cum ar fi abilitatea de a vinde, de exemplu. Dacă știi să vinzi, probabil că nu o să mori de foame niciodată. Și ne place sau nu ne place, toți suntem vânzători. Oamenii cred că doar cei care au pe cartea lor de vizită agent de vânzări sunt vânzători. Dar, în esență, toți suntem vânzători. Da? Și dacă ești șomer, ca să te angajeze cineva, trebuie să te vinzi. Da? Trebuie să știi cum să-ți prezinți calitățile, abilitățile, în așa fel încât persoana respectivă să te angajeze și să-ți dea un salariu. Bun, ai nevoie de abilități de vânzări. Copiii noștri, avem o fetiță de aproape 4 ani care vinde în mod continuu și folosește tehnici de vânzări pe care mă întreb, de unde le-am învățat? Că n-am fost la cursuri. Dar în mod continuu vindem. Soț, soție, continuă vânzare, într-o, atenție, vânzare într-o manieră cât se poate de etică, deci nu manipulare. Și toți, fiecare dintre noi suntem într-o continuă vânzare, dar inclusiv guvernul când face un anunț și spune o să avem stare de urgență până în data de, e o vânzare. Încearcă să ne convingă, să ne vândă ideea. Este ideea că este stare de urgență și trebuie să stăm acasă. După care vine și mai face un mesaj. Care, apropo, știți că în vânzări este o tehnică. Ca să convingi un client să cumpere de la tine, trebuie să audă cel puțin de 7 ori același mesaj. Cumpără, cumpără. De asta a venit președintele și după ce s-a anunțat starea de urgență, a venit și mai zis, vedeți că n-aveți voie asta. Și după aia mai venit urmă, vedeți că n-aveți voie. De ce? E un proces de vânzare prin care vor să ne vândă ce trebuie să facem. Da? Și asta este important să înțelegem că toți suntem implicați în procesul de vânzare și toți vindem. Deci o abilitate foarte importantă pe care poți să o dezvolți în această perioadă este abilitatea de a vinde. O altă abilitate, abilitatea de public speaking. Da, vedem în această perioadă cât de important ar fi să avem această abilitate. Da? Vedeți cum firme care până acum nu au comunicat în zona asta de online, în față la sute sau mii de persoane, trebuie să o facă. Cât de bine ar fi să dezvoltăm această abilitate de public speaking. Eu am convingerea că, de exemplu, că sunt persoane care mă urmăresc în acest moment acest live și care ar putea să-și dubleze venitul dacă ar avea abilitatea de public speaking. Pentru că ei până acum, înainte de pandemie, își prezentau serviciile sau ceea ce făceau, indiferent ceea ce fac, în față la o persoană. Trebuia să convingi un patron să te cumpere pe tine, adică să te plătească cu un salariu și tu să dai timpul. Sau trebuia să convingi un client să dea banii pentru un produs sau un serviciu. Când ai abilitatea de public speaking, folosești Zoom-ul, folosești live-ul, folosești internetul și nu mai prezinți la o persoană, ci prezinți la sute sau la mii. Săptămâna trecută am avut un webinar cu 9200 de persoane live. Da? 9000 de persoane care se uitau 2 ore și am putut să le spun ce vreau. Imaginați-vă de impactul pe care poți să-l ai în momentul în care dezvolți această abilitate de public speaking. Abilitatea de promovare, să știi să te promovezi și să promovezi dacă vorbim despre firmă. Abilitatea de a învăța. Uite, ăsta e un lucru care mi se pare absolut fenomenal. Școlile ne învață lucruri în loc să ne învețe să învățăm. Școlile ar trebui să aibă un singur lor rol. Să ne învețe să învățăm. Pentru că dacă copiii învață să învețe, și vreau să înțelegeți ceea ce, că nu e un joc de cuvinte aici, trebuie să știi să înveți. Pentru că dacă ai această abilitate de a învăța, poți să înveți orice. Și atunci copilul iese în piața muncii și nu contează neapărat ce a învățat la școală, ci contează că are această abilitate de a învăța orice. Și atunci devine, americanii spun la chestia asta, nici nu știu cum se traduce în română, resourcefulness, adică e plin de resurse. În loc să se blocheze în fața, se schimbă piața mondială, nu mai putem să facem lucrurile ca și până acum și copiii se blochează pentru că ei au învățat matematică, literatură și niște chestii foarte standard. În schimb, dacă înveți un copil să învețe, apare o nouă realitate în fața lui și zice, nicio problemă, ce trebuie să învăț ca să știu să mă descurc în realitatea asta? Asta? Ok, învăț. Ăsta este un lucru, o abilitate pe care poți să o dezvolți în această perioadă, abilitatea de a învăța. Și multe altele. Chiar aș vrea să fac o provocare la punctul ăsta 2, la reajustare, pentru toți cei care ne urmăresc, am o provocare.
să vă gândiți, asta e, de fapt, haideți să vă pun în context un pic provocarea asta. În urmă cu câțiva ani am avut ocazia să-l întâlnesc persoana pe Brian Tracy. Brian Tracy este un autor de cărți, un trainer, un consultant care a lucrat cu cele mai mari companii din lume, a făcut evenimente în peste 70 de țări, are cărțile traduse în peste 50 de limbi, deci este un colos în industria de dezvoltare personală și business. În România cunosc foarte mulți antreprenori care îmi spun, care acum sunt milionari, care îmi spun, Laurent, în 1990 am citit cartea lui Brian Tracy, cartea asta sau cartea aia, adică oamenii ăștia și-au au început imperiul lor plecând de la ceea ce învățau de la Brian Tracy. Am avut ocazia să-l cunosc persoana pe Brian, l-am adus în România pentru câteva zile și am învățat o chestie foarte interesantă în acele zile de la el. El spunea în următor: fiecare dintre noi suntem la o abilitate distanță de a ne dubla venitul. Și repet, fiecare dintre noi suntem la distanță de o abilitate de a ne dubla venitul. Și haideți să vă dau un exemplu concret. Un frizer, care în perioada aceasta are frizeria închisă, își dezvoltă abilitatea de a vorbi în public prin mediile sociale, cum ar fi live-urile sau YouTube sau Zoom sau orice canal ar fi. Și pentru că nu poate să tundă, că frizeria este închisă, lansează un serviciu prin care plătești 20 de lei, în care el live asistă pe cineva din familia ta, soțul, prietenul, copilul sau cine o fi, să te tundă. Și după care face un curs online în care se prezinte tehnici prin care să te tunzi singur. Singur. Și vinde aceste materiale la sute de mii de persoane. Versus stă în frizerie și tunde unul câte unul, câte 40 de minute sau o oră. Abilitatea de public speaking, care este doar o singură abilitate, de a prezenta ceea ce știi, să tunzi și să monetizezi această cunoștință prin cursuri online, poți să-i dubleze venitul sau chiar să crească venitul mult mai mult de atât. Provocarea mea pentru tine, pentru cel care urmărește acest live, este: care este această abilitate pentru tine? Acea abilitate pe care, dacă ai dobândi-o, ar putea să-ți dubleze veniturile. Și focusează-te în perioada asta să înveți și să dobândești abilitatea respectivă. Asta înseamnă reajustare. Îmi reajustez cariera, îmi reajustez business-ul, îmi reajustez familia la condițiile care există, la curba care a venit, care se numește COVID-19. Și al treilea lucru pe care îl facem este să accelerăm. Este o formulă pe care eu o folosesc de ani de zile în cursurile mele. Am denumit-o sau i-am dat denumire de formula succesului, care unii oameni spun că nu există o formulă pentru succes. Eu cred că există și este una foarte, foarte simplă. Formula succesului spune în felul următor: a fi înmulțit cu a face este egal cu a avea. A fi înmulțit cu a face este egal cu a avea. Dacă vrei să ai ceva ce n-ai avut până acum, mai mulți bani, o viață mai frumoasă, o căsnicie mai frumoasă, un business mai mare, concedii mai lungi și mai scumpe, dacă vrei să ai ceva ce n-ai avut până acum, trebuie să faci ceva ce n-ai făcut până acum și ca să faci ceva ce n-ai făcut până acum, trebuie să știi ceva ce n-ai știut până acum. Că dacă ai ști, ai face și dacă ai face, ai avea. Știu că pare logică de clasa întâia, dar logica asta de clasa întâia este ignorată de foarte multe ori de oameni. Da? Deci dacă vrei să ai ceva, trebuie să faci ceva și ca să faci acel ceva, trebuie să știi cum să faci. Ei, ceea ce te rog eu pe tine în această perioadă este să nu te mai concentrezi atât de mult pe a avea. Că oamenii aici se concentrează. Vreau să am asta, vreau să am aia, vreau să am aia. Concentrează-te pe a fi. Fii mai bun, fă mai bine și o să ai mai mult. Perioada asta de COVID-19, perioada de carantină, perioada de pandemie sau cum vreți să o numiți voi, este o oportunitate extraordinară. Să înveți, să devii mai bun, să faci lucrurile mai bine, în așa fel încât să poți să ai mai mult, indiferent ce înseamnă acest a avea mai mult. Dacă folosim acest proces, eu cred că putem să avem succes în orice. Dădeam un exemplu hazliu, dar în același timp adevărat. Dacă vreau să am o căsnicie fericită, îmi pun întrebarea ce trebuie să fac ca să am o căsnicie fericită, după care îmi pun întrebarea cum ar trebui să fiu, ce fel de bărbat ar trebui să fiu ca să pot să fac lista asta de lucruri ca să am o căsnicie fericită. Da? Deci nu mă întreb ce ar putea să facă soția mea ca să am o căsnicie fericită, îmi pun întrebarea cum ar trebui să fiu eu ca și bărbat ca să pot să fac lista asta de lucruri ca să am
o căsnicie fericită. Prima dată definez ce vreau să am, după care definez ce trebuie să fac, după care mă dedic să devin omul respectiv care să poată să facă aceste lucruri, pentru că dacă le fac, voi avea. Asta este o consecință. A fi înmulțit cu a face egal a avea, da? A avea vine după egal. Asta înseamnă că este o pură consecință. Cam astea sunt cele trei etape pe care ar trebui să le parcurgem în această perioadă dacă vrem să supraviețuim din punct de vedere financiar și chiar să prosperăm. Cum spuneam, dacă aveți întrebări, cu mare drag, mi-ar face plăcere să le răspund sau să le răspundem prin acest live. Și să vedem dacă... Mă uitam acum. Da. Să vedem. Avem 106 oameni live. Ne mulțumim pentru faptul că au venit cu noi. Și Laurent, super prezentarea și, cum ai spus și tu, atât de simplă e ecuația încât cred că sărim cu toții peste ea fără să ne dăm seama și punem atenția în lucrurile care credem noi că ar fi importante, sărind peste pașii care ar face mult mai ușor ca să vedem realitatea. Da, dacă aveți întrebări, cu mare drag, putem să răspundem la întrebările voastre. E foarte important de ținut minte un lucru apropo legat și atât de această formulă, cât în general legat de viață. Nu poți, nu, e pur și simplu ilogic să te aștepți ca viața ta să se îmbunătățească, fie că vorbim de aspecte financiare, fie de orice fel, fără să transpiri și să depui efortul necesar. Oamenii cred că dacă, ok, în perioada asta avem timp să învățăm, super, ok, bun, dar partea de învățat este un pas din formula respectivă. Trebuie să existe și partea de do. Da, exact ca și, nu știu, vrei să arăți bine fizic și tu zici așa, păi hai să fac niște cursuri care mă învață ce fel de exerciții ar trebui să fac la sală ca să câștig mușchi. Faptul că ai făcut cursul respectiv nu te face musculos. Faptul că te duci la sală și știi ce exerciții să faci, te face musculos. Da? Deci trebuie să fim foarte atenți la această combinație între teorie și practică. Oamenii au senzația că eu, de exemplu, trăiesc din teorii. Păi, oameni buni, eu trebuie să aplic teoriile respective ca să funcționeze și în viața mea, să am rezultate. Eu nu putem să trăim din teorii, nu putem să trăim din cărți doar, nu putem să trăim doar din informațiile pe care le culegem din cursuri. Trebuie să trecem la zona practică. Și din nou, cum spuneam, e logică de clasa întâia, dar oamenii se așteaptă să citească 20 de cărți, să meargă la 5 cursuri, să învețe ceva și dintr-o dată să devină milionar. Lucru care nu se întâmplă. De ce? Pentru că există o componentă care se numește muncă și pentru a face munca necesară există o altă componentă care se numește timp. Învăț, depun efortul, aștept să-și facă rezultat, efectul, efortul meu și culeg rezultatele. Dar trebuie să existe această... acest fir logic de învăț, aplic și după aceea culeg rezultatele. Nu învăț și sper să pice din cer ceva. Absolut. Milionar peste noapte nu există. Ligia ne întreabă ce modificări crezi că vor fi în piața imobiliară? Păi hai să ne uităm un pic la ce se întâmplă în piața imobiliară și după aceea să încercăm să ghicim cam ce se poate întâmpla. Că în acest moment, americanii au o vorbă foarte faină pentru asta, educated guess, adică ghicit, dar nu ghicit de genul cred că o să scadă, ci ghicit bazat pe cifre. Există o diferență în România între valoarea unui imobil și prețul unui imobil. Adică cât valorează în realitate imobilul respectiv și cât costă în acest moment în piață. Există o diferență, o discrepanță. Și în ultimii ani, diferența respectivă a crescut, adică s-a făcut din ce în ce mai mare. Și atunci, ce e oarecum normal să se întâmple într-o piață liberă, într-o economie liberă, este ca acel preț, la un moment dat, să se echilibreze, preț-valoare să fie mai echilibrat. Chiar dacă nu se echilibrează la perfecțiune, să fie mai aproape de realitate. Cum calculăm valoarea unui imobil și prețul putem să-l vedem din piață și după aceea comparăm cele două lucruri. Practic, valoarea unui imobil este o formulă pe care o folosim. E o formulă economică. Da? Orice economist din lume întreb sau orice carte de economie citești din lume, o să vezi că aceasta este formula prin care stabilești valoarea unui imobil. Fie că vorbim de apartament, casă, teren, ce-o fi.
Se calculează în următor. Prețul chiriei cu care ai putea să închiriezi imobilul respectiv. Hai să luăm un exemplu concret. Un apartament. Da? Să definim valoarea unui apartament. Chiria lunară înmulțit cu 12 luni, câte sunt într-un an, înmulțit cu 17 ani, care este timpul definit de către economiști ca și timp ideal de recuperare a investiției. Da? Deci, chiria lunară înmulțit cu 12, înmulțit cu 17, minus 10%. Ce înseamnă minus 10%? Păi sunt lunile în care nu o să fie închiriat imobilul respectiv. Ai un chiriaș care pleacă și următorul nu intră în ziua următoare, s-ar putea să ia o lună, două luni sau poate chiar mai mult. Într-o perioadă de 17 ani, 10% din timp, imobilul respectiv nu o să fie ocupat. Deci scazi 10%. Mai scazi încă 10% pentru tot felul de cheltuieli care apar. Renovări, zugrăvit, s-a stricat mobila, s-a stricat centrala, aerul condiționat. Trebuie să investești niște bani în imobilul respectiv în 17 ani și mai scoți încă 10% pentru asta. După care scazi impozitele. Da? Deci, chiria lunară înmulțit cu 12, înmulțit cu 17, minus 10%, minus 10%, minus impozite. În cazul de față, ca să vă ușurez munca, pot să vă spun că impozitele în România sunt undeva la 6%. Aici intră impozit pe imobil, impozit pe venit și așa mai departe. Puteți să vorbiți cu un contabil pentru că depinde și de valoarea apartamentului sau imobilului, dacă e sumă mai mare, impozitele sunt diferite și așa mai departe. Dar în medie e undeva acolo la 5-6%. Ok, asta înseamnă că valoarea imobilului este chiria înmulțit cu 12, înmulțit cu 17, minus 10%, minus 10%, minus 6%. Aia e valoarea. Acum tu, de exemplu, cei care stați în chirie, faceți calculul ăsta, înmulțiți chiria voastră cu 12, după care cu 17, scădeți 10%, încă 10% și încă 6%. Și ăla este valoarea imobilului, adică cât valorează imobilul în care trăiți. După care uitați-vă cât e prețul în piață, cu cât se vinde imobilul respectiv. Și o să vedeți, de exemplu, în Cluj, în majoritatea zonelor, pentru că și zonele sunt diferite și inclusiv ceea ce urmează din punct de vedere economic în imobiliare o să depindă și de zone. O să fie în anumite zone mai afectate și altele mai puțin afectate. Dar o să vedeți că majoritatea cazurilor, zonelor, în cazul Clujului, diferența între valoarea imobilului și prețul imobilului este undeva la 30%, 25-30%. Deci, dacă ne așteptăm la ajustarea acestor prețuri, trebuie să ne uităm undeva acolo. Pe acolo ar trebui să se întâmple, până în 30% maxim, ca să se ajusteze la valoarea lor. De ce cred că se va întâmpla acest lucru? Păi gândiți-vă la câte persoane intră în șomaj în perioada aceasta, gândiți-vă la câte firme falimentează, gândiți-vă la câte persoane rămân fără sau li se scade venitul, gândiți-vă la câte persoane se vor întoarce la locurile lor de muncă și patronul să le spună, știți ceva, vă iau înapoi. Dar nu pot să vă dau salariul pe care vi l-am dat în 2019, pentru că atunci facturam atât. Acum facturăm cu 30% mai puțin. Trebuie să reduc costurile. Reduc și salariile voastre cu 30%, sunteți de acord? Bine, dacă nu, trebuie să vă dau afară, că n-am altă alternativă. Deci, în perioada următoare o să vedem reducere de venituri și șomaj, care o să-i facă pe oameni să ce? Să fie mult mai atenți la costurile pe care le au, la cheltuielile mari pe care le au. Care sunt cheltuielile mari? Imobile, mașină, bunuri de lux. Și atunci oamenii o să intre într-o zonă mult mai, cum să zic, chibzuită, nu neapărat speriată, nu neapărat înspăimântată, deși unii o să fie înspăimântați să mai cumpere în perioada asta. Eu am primit, cred că săptămâna primesc cel puțin vreo 100 de mesaje în care o lume mă întreabă, lor am dat X bani avans pentru un apartament, ar trebui să le iau înapoi. Deci oamenii încep să intre în zona asta de paranoia. Dar dacă nu intră în zona de paranoia sau de înspăimântare, oricum o să fie mai precauți cu costurile și cheltuielile pe care le au. Care duce la ce? La o scădere în cerere. Care duce la ce? Păi mai repede, mai târziu, investitorii imobiliari care nu pot să susțină la nesfârșit lipsa asta de cerere sau cererea scăzută, vor trebui să scadă prețurile ca să poată să vândă în continuare, pentru că ei, la rândul lor, au niște obligațiuni față de niște bănci. Și atunci, de aici se reglează piața respectivă. Asta este ceea ce cred că se va întâmpla. S-ar putea să mă înșel, dar probabil că nu. Mai avem timp de o întrebare? Da. Întreabă Cosmin dacă crezi că migrarea de la urban la rural va crește în contextul faptului că mulți și-au dat seama că pot să performeze de acasă și vor renunța la birouri. Este posibil, e foarte plauzibilă această ipoteză, nu doar pentru că pot să lucreze de la distanță, cât și oamenii în perioada asta cred că au apreciat foarte mult dacă aveau curte.
Da? Deci puteau să iasă într-o curte, dacă au, stau la casă. Și evident, ca să stai la casă și să ai o curte frumoasă, probabilitatea să poți să ai chestia asta într-un preț mai rezonabil este în afara orașului. E posibil să se întâmple acest lucru, dar trebuie să luăm în considerare altceva, ca să înțelegem un pic contextul un pic mai mare. România încă este o țară destul de rurală, da? Deci încă bună parte din populație, mai mult mai mare decât media europeană, stă la țară. Și atunci echilibrul ăsta între cei care vin în mod normal spre oraș datorită oportunităților care există în orașe versus cei care încep să iasă din orașe pentru că își dau seama că pot să lucreze de la distanță, probabil că se va anula, se vor anula între ele cele două mase și nu vom vedea mișcări foarte mari. Dar, cu siguranță, ce vom vedea este oameni care au posibilități financiare care se duc mai mult spre periferie sau spre sate. Deci o să vedem case mai scumpe, imobile mai scumpe care se pot construi în zone respective, respectiv oamenii săraci care nu mai își văd rostul la țară și vor să vină la oraș. Deci nevoia de chirii sau imobile mici. Eu, de exemplu, dacă aș fi constructor în perioada aceasta, aș construi blocuri cât mai ieftine. Cât mai ieftine, pentru că asta o să fie viitorul. Oamenii nu o să mai vrea apartamente de 180 de metri pătrați, 250 de metri, ăia sunt puțini. Majoritatea o să vrea să aibă apartamente mai mici, funcționale, la prețuri cât mai competitive, ca să poată să trăiască în orașe unde costurile deja sunt destul de mari. Deci o să fie tot felul de mișcări în acest sens și trebuie să fim atenți. Ăsta e un lucru care vă recomand tuturor celor care aveți o afacere, să fiți atenți la comportamentul clienților, la cum se schimbă comportamentul lor în perioada asta. Studiați-i, întrebați-i, vedeți care sunt planurile lor și mai departe, că e important să înțelegem chestia asta. Mai este un lucru. Atenție ce înseamnă în acest moment la țară și ce va înseamna peste 10-20 de ani. Da? De exemplu, noi în vară ne mutăm în Portugalia și ne mutăm în Porto, în suburbia orașului Porto. Practic, de la locuința noastră până în centrul orașului sunt 12 kilometri. Dar stăm în oraș. De fapt, este un sat. Acum 20 de ani era un sat de lângă Porto care trebuia 12 km până ajungea în oraș, dar în acest moment atât de mult s-a extins orașul, încât e un cartier, practic e periferia orașului. Și faci 12 km. Gândiți-vă în acest moment că de la mine, aici unde avem birou în acest moment, sunt la vreun kilometru jumate de centru și la încă vreun kilometru jumate, maxim 2 km, sunt în pădure. Dar deci în 3 km vin din pădure până în centru. Gândiți-vă dacă aș merge 12 km, ce ar însemna periferia orașului Cluj-Napoca în următorii 10, 20, 30 de ani. De asta, eu, de exemplu, dacă nu sunteți investitori care să aveți bani mulți pentru a investi în imobiliare, unul dintre locurile în care e bine să investești este zonele de extindere a orașelor. Da? Deci ceea ce în acest moment este periferie sau ceea ce în acest moment sunt satele de lângă orașe, în orașele mari, și atenție mare, vă rog, la orașele mari, da? Deci vorbim despre Cluj, București, Timișoara, Iași, Brașov, Constanța, nu vorbim despre Dej, Gherla, da? Eu cred că, de exemplu, Gherla sau orașe de genul acesta o să dispară în timp, o să fie absorbite de orașele mai mari, o să devină, gândiți-vă la Spania, te duci între Barcelona și Madrid, 6 de kilometri și ai 2-3 orașe decente, restul sunt niște localități pierdute pe acolo. De ce? S-au conglomerat populația în metropole foarte mari. Și atunci o investiție interesantă în zona de imobiliare sunt aceste terenuri care în acest moment sunt foarte, foarte ieftine încă, din satele din lângă orașe, care în viitorul, nu viitor apropiat, în 20 de ani pot să devină parte din oraș, o să fie un cartier din oraș. Evident, prețurile o să fie diferite. Da, dar atenție, asta pentru cei care gândiți pe termen lung, cu bătaie lungă. Uite, am primit și o întrebare pe Facebook legat de pușculițe. Asigurarea de viață în care pușculiță intră în necesități. Da? Pentru mine asigurarea de viață este o necesitate. Deci intră în pușculița de necesități. Sau vedeți, puteți inclusiv, cei care sunteți antreprenori, să gândiți o schemă prin care firma să vă plătească asigurarea de viață și asigurarea de sănătate. Da? E o bonificație pe care oferă firma proprietarului. Și poți să oferi și angajaților acest lucru. Da? Bun. Dacă mai sunt întrebări, le luăm. Dacă nu, Ligia, tot Ligia mă întreabă cât timp credem că va dura criza aceasta. Depinde. Răspunsul preferat al consultanților. Depinde. Am două păreri despre întrebarea asta. Cred că această criză o să dureze
perioade foarte diferite de la persoană la persoană, adică pentru unii o să dureze foarte mult, ani de zile, 10-15 ani poate, pentru unele firme și unele persoane, pentru alții o să dureze câteva luni de zile, pentru alții nici nu o să fie criză. Practic o să treacă prin chestia asta ca prin unt, cuțitul cald prin unt, așa o să treacă prin perioada asta. Din contră sunt și cei care o să prospere în perioada asta, pentru că asta se întâmplă în orice criză, în orice perioadă de genul acesta. Ceea ce cred în schimb, al doilea gând pe care l-am legat de această întrebare, este cât o să dureze ca economia să recupereze. Da? Deci nu vorbesc despre cât o să dureze pentru firma ta, că s-ar putea să recupereze în câteva luni tu cu firma ta, că ești bun. S-ar putea să nu recuperezi niciodată, să falimentezi. Dar economia, cred că o să dureze între 5 și 7 ani să revină la nivelul la care a fost în 2019. Foarte, foarte bune informațiile care le-am primit, Laurent, și mulțumesc eu și de asemenea pentru numele invitaților noștri care au fost cu noi astăzi. Sunt peste 100 de oameni care ne-au urmărit și sigur au găsit informațiile foarte, foarte bune și poate îi ajută să schimbe puțin modul în care se uită la realitatea de acum și să le fie mai ușor pentru ei. Da. Eu aș vrea să vă mulțumesc pentru invitație și încă o dată spun, mă bucură foarte mult inițiativa pe care o aveți. Savoi, jos pălăria, dacă nu putem să fim la Mamaia, măcar să fim cu gândul la voi și sperăm cât mai curând să putem să beneficiem de aceste locuri frumoase și de tot ceea ce se întâmplă la litoralul nostru și în alte locuri unde ne place să călătorim. Așa că mulțumim că ne țineți vie în minte dorința de a merge la litoral și a petrece un pic de timp cu voi acolo la hotel. Mulțumim mult! Eu mulțumesc încă o dată! O zi bună!